Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi alături de noi este Madea Axinciu, profesor universitar, doctor la Universitatea din București, directorul, directorul programului masteral de studii religioase, texte și tradiții. Și am să o rog pe Madea puțin la început să ne povestească și despre acest program pe care îl coordonează. Astăzi vorbim despre Misar Gadata Maharaj, o noutate editorială, este vorba despre cartea Eu sunt acela, Dialoguri despre Absolut, o carte tradusă de Gabriel Matei și pe parcursul discuției noastre Madea ne va împărtăși și niște idei, niște gânduri despre această traducere pe care o consideră într-adevăr foarte bună, foarte corectă. Madea, în calitate de director al programului interdisciplinar de studii religioase, texte și tradiții al Universității din București, aș vrea să știu cum ai ajuns la Nisargadata Maharaj, ce înseamnă el pentru tine și cum ai simțit această, această carte, Eu sunt Acela. Da, mă bucur mult să te revăd, Sorin, și îți mulțumesc pentru invitație. Contextul este mai mult decât plăcut și uh, uh, nobil, nu să discutăm împreună despre Srini Nisargadatta Maharaj pentru prima oară de altfel doar despre Srini Nisargadatta Maharaj. Uh, am ajuns la această lucrare tot prin intermediul editurii Herald, însă la primele apariții ale cărții uh, și uh, sigur că se află această carte uh, în linia foarte frumoasă deschisă de editura Herald a cărților um, care ne aduc învățătura marilor maestri ai Indiei. Iată, de asemenea, un maestru de plin realizat, care poate sta, cred eu, în cadrul editurii Herald, la fel de bine alături de o personalitate precum și Ramana Maharshi. Așadar, avem același tip de discurs, discursul non-dualist, nu? un discurs care nu este neapărat circumscris unei religii, ci este un discurs liber, foarte adânc, care se va adresa oricărui om pasionat de religie și mai ales pasionat să înțeleagă ce este și să intre în legătură cu divinul. Acestea ar fi primele cuvinte, iar despre traducere, cum bine ai menționat, Gabriel, Marcel, Gabriel Matei are o, are o frază foarte frumoasă și știu din lectura mea în limba engleză a lucrărilor lui Shini Sagadatta Maharaj Că nu este tocmai o engleză ușoară. Ei bine, este, da, această limbă engleză cu multă acuratețe în privința conceptelor și traducerea este fluidă, citești foarte ușor, așa că și din acest punct de vedere este o mare realizare, așadar se poate citi ușor, este tradusă adecvat și în privința termenilor tehnici care sunt transliterați fie din sanscrită, fie din Marati există note și există tot ceea ce trebuie pentru ca cititorul român să aibă o cunoaștere adecvată a termenilor. Cred că este o realizare și îi se datorează acest lucru editurii Herald, care văd că îmbunătățește această adecvare care este și academică până la urmă, pe măsură ce trece timpul, din ce în ce mai mult. Înțelege Occidentalul contemporan sau mintea occidentală despre ceea ce vorbește uh, Sri Nisargadatta Maharaj în cărțile sale? Este oarecum. Uh, uh, sunt facile uh, sau sunt înțelesul Occidentalului aceste uh, gânduri adunate în aceste cărți? Um, da, eu aș spune câteva lucruri. În primul rând, uh, aș menționa că este vorba despre un autor pe care sigur nu îl putem numi tocmai contemporan, dar nici foarte departe de noi, nu, este un om care, iată, pleacă dintre noi în 1981, nu, și după cum se știe, nu a primit foarte mulți vizitatori, nu numai din India, ci din Europa, din Statele Unite ale Americii, așadar era întotdeauna înconjurat de acești devoți sau vizitatori care doreau să pună întrebări și să stea de vorbă pe marginea propriilor probleme, pe marginea a ceea ce înseamnă, nu cu titlu generic, nu propria lor dezvoltare spirituală. Așadar, este o carte pe care cred că o poate citi ușor. Orice practicant al oricărei religii și orice om care are lecturi aș spune rezonabile în domeniul studiului religiei, nu este o lucrare specializată și cu adresabilitate foarte, foarte amplă. De altfel, Srini Nisargadatta Maharaj primea pe toată lumea cu brațele deschise în micul apartament, nu din Bombei, știm că este un om care, prin modul lui de a fi, a trăit foarte natural și între oameni și așa și scrie. Deci, a trăit într-un apartament în Bombei, este un om care a urmat o cale um, foarte obișnuită, nu căsătorit fiind, nu are copii și, iată, sigur că, la un moment dat, dorește să se retragă după influența masivă pe care o are. Um, Practica pe care i-a recomandat-o gurul său, dorește să se retragă, însă, în timp ce pornește spre Himalaya, renunțând nu la toate, își dă seama că are deja totul și că nu trebuie să se ducă nicăieri, și că lucrul pe care îl caută este în interiorul lui. Astfel că se întoarce în apartamentul lui mic din Bombay, unde își primește nu, vizitatorii și devoții. Eu sunt acela, cartea pe marginea căreia vorbim, povestim astăzi, a fost publicată pentru prima dată în 1973 și iată că de atunci nu încetează să atragă. Aș spune mereu alți și alți căutători dornici de a atinge realizarea Sinelui. Nisargadatta Gadata Maharaj nu a propus nicio ideologie sau religie, ci doar a urmărit să devoaleze, pe cât posibil, bineînțeles, misterul Revelării Sinelui pentru fiecare om care venea în fața sa și să-i adreseze o întrebare. Oglinda fidelă a fiecărui vizitator, cum spune tu, el îi oferea acestea o imagine clară a momentului în care se afla persoana respectivă pe calea sa de dezvoltare și de evoluție uh, spirituală. Cu siguranță fiecare dintre noi, uh, citind această carte, ne vom regăsi printre acești, uh, printre acești oameni și vom primi răspunsurile potrivite la întrebări care aș spune eu că sunt uh, Universal valabile, perene și care nu mor niciodată. De unde vin, încotro mă îndrept și cine sunt eu? Da, aici, sigur, Srini Sargadata Maharaj pune foarte mult accent în toate aceste convorbiri, în aceste discuții, pe înțelegerea profundă a sinelui. Sigur, suntem deja familiarizați nu cu um, acea tematică foarte amplă, nu? Cine sunt eu? Răspunsul pe care îl oferă străvechea tradiția a Indiei, nu eu sunt acela, nu? Un răspuns care se regăsește în multe din scripturile Indiei, este pus în lumină, în această parte, foarte viu. De altfel, Srinisa Kadata Maharaj atenționează că, iată, cuvintele nu înseamnă nimic. Putem vorbi foarte mult. Creștinismul este o sumedenie de cuvinte aduse la oaltă, hinduismul este o sumedenie de cuvinte aduse la oaltă, toate aceste teorii, toate aceste doctrine, toate aceste discursuri sau cărți um, sunt convenționale și atunci spune Sri Nisargadatta Maharaj pentru ce vorbim și de ce citim și ce facem. Um, toate aceste lucruri au menirea să ne întoarcă către ceea ce suntem, să surprindem actualul există câteva fragmente splendide în carte despre nu diferența dintre actual și imaginar, nu? Realul este ceea ce e actual, ceea ce nu ține de decupările artificiale ale minții noastre. Această posibilitate de a ne întoarce în momentul prezent, în prezentul nostru, este cea care ne va ajuta și să înțelegem ceea ce suntem sau faptul că suntem. Nu, după cum spune Srini Maharaj, nu suntem ceva, ci suntem în primul rând. În prima instanță suntem. Acesta este adevărul pe care încearcă să ne-l strecoare în timpul acestor discuții. Un adevăr care nu este nici teoretic, nici mental, ci spune Nisargadata Maharaj, este un adevăr pe care îl experimentezi trăindu-l, îl trăiești, nu îl înțelegi, trebuie doar să stai locului să simți că ești. E foarte complicat să ajungi la această, spune data Maharaj, negare a tot ceea ce ne propune continu mintea. Eu sunt, nu un om, sunt uh, un rol, sunt în această lume. Aș aduce, dacă îmi permiți, Sorin, uh, Sigur că uh, da. Ce poate, da, Uh, un, un citat uh, în care vorbește despre lume, fiindcă lumea este uh, proiecția minții noastre, nu? Ceea ce ne înconjoară este, uh, de fapt, propria noastră limitare, care creează obiectele, care creează trupul, materia. Și aș cita, este chiar în finalul cărții acest uh, frumos răspuns: Eu n-am nevoie de lume, nici nu mă aflu în vreuna. Lumea la care te gândești tu este în mintea ta, Ei îi spune celui care a fost uh, o întrebare, iar întrebarea este, n-ai nevoie de uh, el, adică de trup, ca să intri în contact cu lumea? Aceasta a fost întrebarea. Deci lumea la care te gândești tu este în mintea ta. O pot vedea prin ochii și prin mintea ta, dar sunt pe deplin conștient că este o proiecție a amintirilor. Ea este în contact cu realul doar într-un punct de conștiință pură, care nu poate fi decât în acum. Așadar, simplul fapt că acum suntem este adevărul și ne poate scoate din ignoranță. Înțelegerea simplității prezenței, faptului de a fi. Se poate observa uh, cât de frumos și cât de lin face trecerea niarbeata Maharaj uh, nu de la niște adevăruri care de regulă sunt uh, exprimate uh, foarte complex, în fraze foarte grele nu, către simpla trăirea prezenței. De fapt, aceasta este miza dialogurilor și sentimentul celor care vin, uh, în prezența lui Srini Argadata Maharaj, din diverse mărturii, este tocmai acesta. Că ne aflăm în fața unui maestru, spun mulți dintre devoti, neînfricat și sincer. Neînfricat, mi-a plăcut foarte mult um, această descriere, un om care nu este teamă. Nu este teamă să fie, nu este teamă să se exprime și să. Să se recunoască în această autenticitate, dincolo de toate celelalte emoții, trăiri, um, obiecte, uh, nu lumi care ne înconjoară. Uh, acea, aceasta este, spune Nisar Maharaj, uh, comoara pe care o avem întotdeauna înăuntru nostru și care uh, niciodată nu ne este luată. Și dacă reușim să stăm în ea, toate celelalte lucruri se. Um... Se așează la locul lor și înțelegem, spune Nisargadatta Maharaj, că toate sunt bune și că nimic nu se întâmplă spre rău, ci numai spre bine. Sorina, aș mai face o precizare legată, totuși, de tradiția sub semnul căreia se recunoaște asta însuși, Srinisar Maharaj sigur, are acest învățător care nu la o vârstă foarte tânără, ci spre maturitate îi oferă învățătură. E vorba despre guru Sidara Maharaj din Maharashtra. Un guru care vine pe linia unei tradiții foarte importante în India, în statul Maharashtra, și anume este vorba despre um, cei nouă sfinți sau cei nouă guru. Navanat Sampradaya um, în India, nu Sampradaya înseamnă tradiție, nu tradiția celor nouă învățători sfinți care... Pe linia cărora vine acest învățător al lui Srini Sargadata Maharaj și iată că Sri Sargadata Maharaj va fi așezat în continuarea acestei tradiții. Tradiție despre care el însuși spune că, nu conform unei legende, ar avea un inițiator de seamă și anume pe data treia. Sigur că este menționat data a treia în carte și pentru că se face această legătură, dă mi voie să mai laud o dată Herald, punând în legătură Eu sunt acela cu cântul liberatului. Data a treia nu, o traducere excepțională, realizată de Vlad Șovărel, iată deci inițiatorul pe care îl recunoaște ca atare s-a data Maharaj, inițiatorul acestei tradiții pe care o asumă este data treia și avem această traducere a celor mai importante fragmente nu, atribuite lui data treia. Acum, nu știu, Sorin, dacă ar fi bine să spunem câteva lucruri și despre cum s-au înregistrat aceste discuții și cum a apărut efectiv cartea, da, poate da. Câteva că da. lucruri doar. Există un, un european, se numește Morris Friedman. Sigur avem și cuvântul lui înaintea cărții. Acest Morris Friedman, care este de fapt un evreu refugiat în India, fuge din Varșovia în anii 30 fuge în India și, poate puțin știu, ajunge să aibă un rol foarte important alături de Mahatma Gandhi, pe care îl urmează și în așramul căruia trăiește și viețuiește. Ei bine, acest Morris Friedman, care luptă pentru independența Indiei, îl întâlnește pe Srini Sargadatta Maharaj și, fascinat de personalitatea acestuia, de asemenea, cunoscând și limba Maratii, rămâne lângă el ca traducător și nu numai, ca devot în primul rând. Acest om este cel care înregistrează pe benzi de magnetofon discuțiile și le transcrie traducându-le în limba engleză. Așadar, așa avem parte de această carte. Despre care aș mai spune că se citește ușor și pentru că e scris în maniera unui dialog. Nu? Deci avem răspunsuri și uh, răspunsurile sunt puse, sunt date la întrebări, uh, pentru cine citește, va vedea, întrebări foarte. Uh, foarte proprii nouă ca oameni, foarte obișnuite, întrebări pe care ni le punem cu toții, nu este nimic spectaculos, nu este un tratat, nu este nimic care să sperie din punct de vedere al registrului pe care îl folosește Nisargadatta Maharaj. Deci este un dialog în același mod în care ne-au obișnuit lucrările atribuite lui Ramana Mahar și ele, de fapt, sunt tot învățături puse în scris, în marea lor majoritate, de devoți. În timp ce te ascultam puțin mai devreme, fără să vreau, dar m-am gândit, apropo de interdisciplinaritate și de studii religioase, te ascultam cu mare atenție și mă gândeam apropo de mintea occidentalului și cum, înțelege, cum îl înțelege pe Nisargadatta Maharaj, mă gândeam că ar trebui într-adevăr occidentalul sau mintea occidentalului să fie eliberată. Eliberată de tot ce înseamnă partea aceasta de cogniție cognitivă, de raționament, tot ceea ce gândurile pe care le produce mintea noastră și făceam bineînțeles referire, cu, referire la creștinismul ortodox și mai ales la isihaz acea coborâre a minții în inimă. Da, este foarte frumoasă această comparație, Sorin, pentru că, de fapt, realul este în inima tuturor ființelor, spune Nisargadatta Maharaj și asta înseamnă de fapt coborârea minții în inimă dizolvarea minții, nu? Dizolvarea minții în înțelegerea faptului că suntem și cea mai înaltă legătură pe care o avem cu cel care este viața însă și e faptul de a fi. Există foarte multe fragmente în acest volum de o frumusețe rară, nu? de exemplu, nu unui devot căruia este Teamă, nu, să vorbească despre moarte, în Isargadata Maharaj îi spune cum se poate nu să îți fie frică că nu vei mai fi viu când tu ești viața însăși. Trebuie doar să ajustezi puțin felul în care te descrii și cum faci asta, încercând să înțelegi pe parcursul întregii vieți cine ești de fapt, cum te descrii și de ce te descrii într-un anumit fel. Nu cumva te descrii pornind doar de la trup sau pornind doar de la minte. Și astfel te călăuzește Nisargadatta Maharaj să înaintezi înspre ceea ce noi suntem cu adevărat. Adică, dacă îmi permiți, aș mai cita. <laughs> Am pregătit doar câteva lucruri, dar foarte, foarte frumoase. Uh, mi s a Maharaj îi uh, răspunde nu, uh, vizitatorului. Nu există nicio deosebire între noi, nici măcar nu pot să spun că mă cunosc. Știu că eu nu sunt descriptibil, nici definibil. Și acum urmează partea despre care spuneam. Există o vastitate dincolo de cele mai îndepărtate posibilități de ajungere ale minții. Această vastitate este căminul meu. Această vastitate este eu însumi. Această vastitate este de asemenea iubire. O mărturisire foarte frumoasă. Așadar, eu sunt acelea dialoguri despre Absolut. Ne întoarce către Absolutul din noi, către Absolutul, poate nu din noi, este formulat către absolutul cu care ar trebui să ajungem, să ne identificăm, dar nu mental, ci să simțim că, într-adevăr, suntem fără margini și atunci atunci simțim deplin legătura cu divinul. Iar acest divin nu este ceva în afara noastră, nu e o teorie, nu e o religie, nu este o practică, ci este această înțelegere că suntem um, eterni. Aș vrea puțin să ne vorbești, pentru că uh, am pomenit acest lucru, l-am subliniat la începutul uh, discuției noastre, să ne pomenești puțin despre uh, programul acesta interdisciplinar de studii religioase, texte și tradiții al Universității din București pentru cei care sunt interesați să-l să urmeze. Uh, mulțumesc, Sorin. Sunt suntem prin proces de admitere, este sigur, după cum am mai precizat, singurul program din țară deocamdată de studiu academic al religiilor lumii, pornind de la marile texte ale acestor tradiții, deci nu pornim de la literatura de specialitate despre tradiții, despre texte, și pornim de la lucrul însuși. Nu ne întoarcem la rădăcina acestor tradiții, care sunt textele. Texte abordate în cadrul cursurilor noastre cu ajutorul marilor specialiști pe care cred că uh, nu îi avem alături, uh, oameni care cunosc aceste texte la prima mână, cunosc limba acestor texte și cunosc uh, tradițiile din interior. Așadar, uh, o invitație pentru cei care doresc să studieze nu academic uh, religiile lumii. În acest an suntem foarte bucuroși, ni s-au acordat 20 de locuri bugetate pentru masteratul de studii religioase, așadar sperăm să avem și o grupă consistentă. Și unde se... Când, când e următoarea sesiune? Știu că acum este... Da, este în deplină desfășurare exact. de sesiunea da, din iulie, însă mai avem o sesiune în luna septembrie. Deci, iată, pentru cei interesați să urmeze acest program interdisciplinar masteral, în septembrie o altă sesiune, studii religioase, texte și tradiții în cadrul Universității București. Dragii noștri, am vorbit astăzi alături de Madea Xinciuc, profesor universitar, doctor la Universitatea din București, directorul programului masterat de studii religioase, texte și tradiții, despre Sri Nisargadatta Maharaj. Eu sunt acela. Dialoguri despre absolut. O carte pe care, iată, vi-o recomandăm cu, cu mare uh, drag. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și de această dată. Îi mulțumim și Madeia Axinciu, iar noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Să aveți o zi frumoasă în continuare!